Salut! Numele meu este Ionuț Bălan, din partea site-ului mobzine.ro. Astăzi vreau să vă arăt cum puteți să vă rezervați copia de Windows 10. Ce înseamnă să rezervați copia de Windows 10? Înseamnă că în momentul în care aveți o licență genuine de Windows 7, 8 sau 8.1, aveți dreptul de a face upgrade gratuit la Windows 10, de îndată ce acesta va fi disponibil. Dacă sistemul dumneavoastră este genuin, el este conectat la internet și ați primit deja aplicația Get Windows 10, o puteți vedea aici jos în taskbar, atunci înseamnă că sunteți eligibil pentru upgrade-ul gratuit la Windows 10. Porniți aplicația, fiți sigur că sunteți conectat la internet și parcurgeți-o puțin. Aplicația Get Windows 10 are mai multe taburi în care vă sunt prezentate câteva dintre avantajele trecerii la Windows 10. Dacă sunteți convins că puteți avea Windows 10 și vreți să faceți acest lucru, este extrem de simplu. Aveți butonul Reserve Your Free Upgrade activ, prin urmare puteți să faceți rezervare. Înainte, vă recomand totuși să verificați dacă sistemul dumneavoastră este compatibil din punct de vedere hardware cu Windows 10. În cazul de față, eu folosesc un sistem destul de vechi, cu 2 GB de RAM, Intel Celeron și Windows Home Premium pe 64 de bit. Prin urmare, o să vreau să-l rezerv copia de Windows 10. Am apăsat butonul Reserve, îmi apare fereastra de felicitare, în fine, am copia rezervată și pot să introduc o adresă de e-mail. Vă recomand să vă introduceți adresa pe care o folosiți cel mai mult, pentru că în momentul în care Windows 10 va fi disponibil, adică după data de 29 iulie, Microsoft o să vă trimită un e-mail de confirmare prin care o să vă anunțe că puteți să vă descărcați copia de Windows 10. Prin această rezervare, dumneavoastră nu ați făcut decât să spuneți Microsoft că vreți Windows 10. În mod automat, nu va fi descărcat și instalat pe sistemul dumneavoastră decât în momentul în care veți dori și dumneavoastră. De ce se face acest lucru? Pentru că, probabil, după 29 iulie, în momentul în care Windows 10 va fi gata, foarte mulți utilizatori vor încerca să descarce simultan aceste versiuni de Windows 10 și, ca să nu apară probleme de supraîncărcare a serverelor, atunci Microsoft a preferat să plece cu acest sistem de rezervare de Windows 10 ca să poată să facă o mai bună provizionare a serverelor pentru download. Acestea fiind, în momentul în care ați făcut rezervarea, vă introduceți adresa de e-mail și puteți să apăsați butonul de Send Confirmation și în acest moment aveți copia de Windows 10 rezervată. O puteți verifica intrând aici și View Confirmation. Vedeți tot timpul că Your upgrade is reserved. Înseamnă că varianta de Windows 10 care va fi transmisă mie este rezervată. Oricând pot să fac și cancel. Adică, dacă între timp nu mai doresc să primesc upgrade-ul la Windows 10, upgrade care este totuși gratuit pentru licențele genuine, pot oricând să apăs pe butonul Cancel Reservation. Da, sunt sigur că doresc să renunț la rezervare și gata. În acest moment am renunțat la rezervare. Ce înseamnă că am renunțat la rezervare? Înseamnă că nu mai vreau ca Microsoft să mă anunțe că Windows 10 este gata și că aș putea să mă instalez pe sistem. Oricând, în primul an de zile de la lansarea de Windows 10, upgrade-ul va fi gratuit pentru utilizatorii genuini de Windows 7, 8 și Windows 8.1. Sper că v-am luminat puțin și vă aștept și la alte tutoriale pe mobzine.ro.